Salutare, prieteni! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect! Ne bucurăm că suntem împreună, în ocazia aceasta, ne bucurăm că putem să discutăm din nou subiecte practice și subiecte pentru dezvoltarea noastră personală și pentru dezvoltarea caracterului nostru. Subiectul, în ocazia aceasta, poartă ca titlu Respectul ca stil de viață. Și aș vrea să faceți un lucru în momentul de față. Dacă ar fi să faceți un test, dacă ar fi să notați trei persoane pe care le respectați în mod deosebit, gândiți-vă care ar fi acele persoane. Dacă ar fi să, să faceți acest exercițiu simplu, să luați o foaie de hârtie și să notați trei persoane pentru ca, pe, pe care le respectați în mod deosebit. După ce le-ați le notat, gândiți-vă de ce ați ales acele persoane. Ce v-a făcut și ce v-a motivat uh, să scrieți uh, numele uh, lor acolo în lista uh, uh, de persoane pe care le respectați? Le-ați scris pentru că le respectați pentru cine sunt, pentru ce fac sau pentru ce au? Uh, care este modul în care ați ajuns la această uh, concluzie? Uh, este un exercițiu simplu, dar uh, este un exercițiu de la care putem să pornim discuția noastră. Și ne bucurăm foarte mult că putem să. Discutăm acest subiect foarte interesant și mulțumesc și celor care și-au spus punctul de vedere ră, și în, în rubrica de la comentarii în rețelele sociale. Mulțumesc și celor care se uită sau ascultă emisiunea. În egală măsură vă mulțumesc tuturor. Am o deosebită bucurie ca lângă mine, aici un platou, să fie colegul meu și anume pastorul Adrian Măimăscu. Bun venit la Lege Corect! Mulțumesc, mă bucur tare mult să fiu din nou împreună cu tine și împreună cu cei ce ne urmăresc. Subiectul din ocazia de față este foarte interesant pentru că are de a face foarte mult cu latura practică. Respectul nu este doar o chestiune teoretică, este Simul. mai mult o chestiune practică. Pentru că de aici pornesc toate lucrurile și de aici ne dezvoltăm noi ca oameni și ne dezvoltăm și caracterul. Spune în. în este un citat foarte cunoscut. De fapt, este din Biblie acest citat care spune că să iubești pe aproapele tău ca pe tine în însuți. Și toată lumea îl cunoaștem, puțin știu că este din Biblie și este din Evanghelia după Matei. Dacă ar fi să mergem pe ideea aceasta, hai să începem de la punctul de la care definim respectul. Și mă, ce este respectul din punctul tău de vedere, Adi? Respectul este o valoare. Corect. Este ceva ce învățăm și este esențial Aș spune că respectul se învață hmm. Și se învață chiar din copilărie Mama, tata au grijă să educe copilașul pe care l-au și să, și să învețe despre respect Când te salută cineva Cum răspunzi? Nu e așa? Intri într-o instituție, intri într-o casă, intri într-un loc Saluți, bună ziua, bună seara, bună dimineața Când primești da? ceva Sigur, spui Mulțumesc, de multe ori am văzut Cum lucrul spui. ăsta. nu e așa? Cum spui? Da. Copilul trebuie să spună mulțumesc. Deci vrea să-l învețe respectul. După care, e foarte important de, de, de menționat lucrul acesta, știți? Că când are cei șapte ani de acasă. De cele da. mai multe ori, când cineva spune despre altă persoană că nu are cei șapte ani de acasă, se referă la lipsă de respect. Exact. Nu-i așa? La lipsa de respect. Ei... Lucrul acesta este important de menționat. Apoi, știu și eu, are, are de-a face cu lucrurile care sunt cele mai practice. Ești într-un autobuz, ești în metro, în tren, da? vine cineva mai bătrân sau poate are o problemă. Știu și eu, te ridici, respecti omul din punctul acesta de vedere. Da? Deci este ceva ce tu oferi de la tine, da? către alt da. altcineva. Este o valoare, o valoare prin faptul că se întâmplă din ce în ce mai puțin ca oamenii să fie respectoși. Și aș mai spune un lucru respectul are de-a face cu relațiile noastre, da? Eu sunt da. respectos față de tine, dar da. are de-a face și cu mine. Adică mă respect și pe mine și poate o să discutăm imediat despre și despre acest aspect, știu mm -hmm. și eu, în continuare. Păi așa se spune, că de ce i-ai răspuns așa frumos? Păi mă respect pe mine în primul rând, adică da, da trebuie să dau și o dovadă de uh, cine sunt. Hai să facem uh, și noi un test practic acum, și te evident pentru tine uh, e testul acesta. Hai să spunem că uh, este o zi de după-amiază. Te afli într-o lună după-amiază, să spunem așa, undeva știu eu pe la ora, să zicem așa, pe la ora 1. După masă, te afli, vrei să duci să rezolvi niște probleme la o instituție și ajungi acolo, e un rând de mai multe persoane, 10-15 persoane care și ei trebuie să rezolve anumite probleme, ești sub presiunea timpului, ești flămând, n-ai apucat da. nici să te duci să îți iei un covrig, ești însetat, n-ai apucat să două minute să te abați, să-ți cumperi o, o, sticlă, o sticlă de apă. Oamenii din jurul tău te uiți la ei, sunt plictisiți, vor să rezolve problemele, s-ar băga în față dacă s-ar putea, uh -huh. și ajungi în sfârșit la, la ghiseul respectiv unde vrei să rezolvi problema respectivă și Așa. dai de o persoană care are o atitudine necorespunzătoare, îți trântește niște cuvinte burâte, nu are chef să-ți răspundă la întrebări, nici nu prea auzi bine ce, ce spune, îți răspunde așa cu, cu dezgust, întrebare, ce faci? Îi răspunzi cu aceeași monedă sau s-a terminat respectul? Păi cred că suntem la emisiunea corectă, nu? Alege corect. Uh, tentația ar fi, ar fi mare să-i răspunzi cu aceeași monedă. Da. Adică când ești tratat nepotrivit să răspunzi în același fel, uh, mai ales atunci când asupra ta sunt anumiți factori. Da, exact. ai menționat... Uh, da, aștepți mult Presiunea timp, ți foame, da. n-ai mâncat, știu și eu, poate ești obosit, da, sunt mai multe condiții, ești presat. Da. Deci tendința ar fi să răspunzi cu aceeași monedă. E bine, dacă ar fi să ținem cont de valori, da, și să ținem cont de, 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 caracterul moral, atunci ar trebui să, să, să răspundem frumos să nu dăm curs, da? acestor, acestor știu ce provocări să le numesc în felul acesta. Exact. Da? Și de regulă atunci când cineva se vorbește de sus cu condescență sau este punct ton de ăsta așa supărat și tu îi răspunzi frumos, ușor ușor se mai detensionează puțin situația. Ziceam mai devreme despre a te respecta pe tine. Cred că exact. ține și de acest aspect, ceea ce am să spun mai, mai în, în continuare. Adică, de exemplu, cred că ar trebui să te respecti suficient într-așa fel încât să nu te pui în situații în care caracterul tău s-ar putea să dea dovadă de să numesc, să-i spun o pauză. Și atunci să zici, uite, pun, știți, era cineva așa ce, că pun hainele de biserică în De parte, lab, așa. și acum le iau pe celelalte <coughs> și ai să vezi tu ce o să pățești din partea mea. Adică trebuie să mă respect suficient într-așa fel încât, domnule, când mi-e foame trebuie să mănânc, când mi-e sete trebuie să beau apă. Într-așa fel încât atunci când nu mi-e foame da, și nu sunt însetat sau știu și eu am altă problemă, când mi se răspunde într-un anumit fel, atunci șansele sunt mai mari pentru mine ca să mă port civilizat și să nu răspund lipsit de respect, ci din potrivă să pot să am puterea de a înțelege că știu și eu, poate această persoană are alte frustrări decât să fie frustrată cu mine și să îmi vorbească personal, da? și atunci nu iau lucrurile personal, atunci pot să detensionez mm -hmm. eventual situația și să, și, să, și să răspund altfel. Deci, înțeleg, trăim într-o lume în care toate vin val asupra noastră și uneori nu mănânci la timp, uneori nu bei, dar uh, apă sau ce ai tu nevoie să bei ca să fii, să, să, să fii bine. Dar uh, ce vreau să spun este că ar trebui să cauți să te cunoști pe tine puțin. Dar sunt persoane care poate, știu și eu, mănânc o dată pe zi și sunt bine. Dar poate tu nu ești acea persoană. Poate ești acea hmm, persoană hmm. care dacă nu mănânci dimineața și cunosc o persoană din punctul ăsta de vedere, atunci toată ziua ești irascibil. Și nu vrei să fii lipsit de respect și de irascibil față de semenii tăi. Și se simte lucrul. Și atunci, asta, da, se trezește vede. cu jumătate de oră mai devreme și <laughs> și mănâncă. Pentru ca să nu ai probleme din punctul ăsta de vedere. Mă înțelegeți? Deci eu cred că ține cont de respectul pe care l ai față de tine și cei de, cei din jurul tău. Dar nu vorbim despre excepții, ci vorbim despre un mod de viață. Păi a, asta, noi vorbim ca de, de respectul ca stil de viață, ca mod no. de viață. Nu vorbim de respectul numai în anumite perioade, când Sigur. marțea și miercuri. Prea, Bă, da, am prea. respect, în restul nu. Vorbim ca stil de. Viață, ca mod de viață. Uh -huh. Uite, noi, ca indivizi, și mergem, mergem mai departe, noi, ca indivizi, suntem diferiți. Avem gânduri, opinii, știu eu, viziuni diferite. Da. Acum, vreau să întreb, cum pot să îl respect pe altul care are o viziune și o opinie diferită decât cea pe care o am eu? Poate aș spune ce ar trebui să nu faci prima dată. Așa. Adică. Respect opinia acelei persoane sau da, care da. este diferită față de mine. Da. Nu, mă, nu mă situez pe o poziție mai înaltă decât acea persoană. Știți, uneori noi ne dorim ca părerea mea să fie impusă către X sau Y pentru că poate eu sunt mai om decât el sau hmm. pentru pentru că sunt mai, știu și eu, merit mai mult decât merită acea persoană. Știți? Adică, cu alte cuvinte părerea mea este la fel de importantă precum ar fi părerea ta într-un anumit, într anumit context, da. știți? Da. Suntem amândoi oameni. Acum, poate eu sunt specialist în un anumit domeniu, poate tu nu ești, da? Și atunci ar trebui să existe o oarecare înțelegere din punctul ăsta de vedere. Dar când vorbim despre problemele noastre de zi cu zi, nu despre anumite discuții cu privire la, știu lucruri care țin de o anumită specialitate sau de alta, ci vorbim despre faptul că eu și cu tine nu înțelegem cu privire la dacă mâine are splou sau nu și noi nu suntem niciunul dintre noi meteorologi. Da, da. da. Accept faptul că s-ar putea să ai o părere. Poate zic că, uite, am să mai mă documentez, poate am să mai studiez. Da, nu imediat rapid încerc să te conving și să zic, uite, așa trebuie tu să crezi sau așa trebuie să faci. Este normal să nu fii întotdeauna de acord. Apropo, ați aminte de, despre, despre Biblie. În Biblie îl găsim pe Isus și Isus uh -huh. când este bătut, el zice, pe ce mă bați? Da? Adică nu este de acord cu ceea ce îi se întâmplă. Din potrivă, vorbește de pilat parcă despre împărăție și zice că împărăția mea nu e din lumea aceasta, că dacă ar fi din lumea aceasta cei ce sunt ai mei ar veni la tine știți? Deci uh -huh. până când că și Isus ca exemplu al creștinilor, da. în cu anumite contexte, ia cuvântul și vorbește și spune. Domnule, aici nu este corect sau aici nu sunt de acord cu tine, știți? De multe ori vorbește cu anumite far, cu farisei, cu ce -o mai fie ei pe acolo și de multe ori le zicea, aici nu-i bine sau aici nu... Și ei se supărau. Deci poți să-ți spui părerea, da? Dar uneori trebuie să, fi, trebuie să înțelegi că omul poate nu este pregătit să accepte ceea ce spui. Hmm, interesant. Și atunci zici decât să stric relația acum, mai degrabă pot să-i spun, uite. Hai să vorbim despre asta mai târziu. Uh, hai să analizăm problema aceasta mai târziu. Uh, Lasă-mă să mai studiez puțin. îți respect opinia Sigur și că da. Da, pot să fii om, să te înțelegi cu cineva, chiar dacă cu privire la anumite aspecte, părerile sunt diferite. Da? Aici Poți... nu ne înțelegem. Foarte bine. Poți să fii om. Da, Aha, asta e, e un lucru foarte interesant: că oamenii ar trebui să se respecte. Eu am întâlnit persoane care, știu eu, n-au mai vorbit uh -huh. o anumită perioadă de timp pentru că pur și simplu unul dintre ei nu a fost de acord cu părerea celuilalt. Da. Și e tragic. E, e tragic. Adică vorbim despre niște. vorbim despre respect, un, respect în primul uh -huh. rând. Stimul. Și tu ai alte idei și opinii decât am eu. Uh -huh. Dar cu toate astea putem să, să avem și opinii comune, nu? Putem să, putem să ne respectăm. Sigur că da. Uh, Știi, uh, te rog. așa ca o paranteză, da. David, da, regele da. din Biblie, da. îi spune fiului său, pe patul de moarte, cu o limbă de moarte, zice așa, îmbărbătează-te și fii om. Exact. Asta îi spune. Îi zice, îmbărbătează-te și fii om. Foarte interesant, corect. Așa ar trebui să facem și noi, să fim oameni. Uh, care sunt motivele, Adi, din punctul tău de vedere, pentru care oamenii se respectă din ce în ce mai puțin. Aș spune că motivele sunt diferite. Da. Depind de, de la un context la altul. Dar m aș întoarce puțin la ceea ce am spus mai devreme. Adică, unii se cred mai oameni decât alții și atunci părerea lor este mai importantă decât părerea celorlalți. zic ei. Păr cred ei, da, da. Sigur că da. Și atunci putem să discutăm despre aroganță. Da. Adică, uite, eu am făcut nu știu câte mastere, nu știu câte doctorate, tu n-ai nici măcar 8 clase. Așadar, părerea mea despre absolut orice este mai importantă decât părerea ta. Mm, discutabil. Da. Într-adevăr, o are o anumită educație și este de apreciat, este de. Dar cum ce pot să spun este că, în anumite contexte, da, chiar și părerea unui om de rând, oarecare, poate să fie la fel, este la fel de valoroasă și la fel de importantă. Și poate să te ajute. Acum, poate să fie pe un anumit subiect de specialitate, dacă tot fac referință la lucrul ăsta. Da, poate da. să fie părerea unui om care a studiat ani de ani, ani și ani la rândul o anumită problemă, cum să spun eu, mai în temă și exact. mai bună, mai potrivită decât a unuia care nu știe nimic despre această situație, despre această problemă, da, sigur că da. Dar uneori oamenii oamenii nu se respectă nu din cauza aceasta, ci se cred uneori mai importanți decât ceilalți, da? Aroganța. Da. Pe de cealaltă parte, mai putem să vorbim și despre de, despre dispreț, mm. nu? Adică da. merge cam în aceeași, merge mână în mână. Sunt mână. dispratuesc pe cineva N-am nici cei șapte ani de acasă, da, lipsa Cum educației spune, da. din punctul ăsta de vedere. Uh, uneori uh, poate că nu empatizez, da, nu simt împreună cu cel care trece printr-o anumită situație, da, și atunci, uh, uh, da, mă comport într-un anumit fel. Uh, egoismul poate să duc, adică mă văd doar pe mine și doar persoana mea e importantă, ceilalți nici nu contează, da. Uh, și din, poate din cauza aceasta oamenii nu se respectă. Da. da. Și aici mai intră în scenă o, un element. Uh, mai intră prejudecata. Uh -huh. Nu neapărat aici în lista aceasta, ci da. în, în discuția noastră. Uh, cred că sunt multe momente când nu respectăm pe oameni în cauza prejudecății. Acum vreau să te întreb, ce rol joacă această prejudecată în modul în care ne limitează respectul față de alții? Prejudecata oarecum te va pune în situația în care Privești ceva sau pe cineva, da? ne referim la relațiile noastre, da. unii cu alții, da. printr-o anumită perspectivă, o anumită prismă, să-i spunem astfel, sau poate chiar cum sunt ochelarii. Eu port ochelari, asta ca să corecteze o problemă, da? Da. O, o, o deficiență de vedere. Da. Dar sunt și ochelarii de soare ea nu protejează în principiu, da, sau nu, cum să zic eu, nu nu, nu creează uh, un rezultat la o problemă de o corecte, la o corectare de vedere, dar uh, creează un filtru prin care tu lumina este, să spunem noi, știu și eu, altfel distribuită, Pentru filtrată o anumită perioadă de timp. Sigur că da, și atunci tu nu <coughs> mai vezi imaginea care este în realitate, deci tu o vezi, da, soarele nu mai este atât de pătrunzător da, și da, mai da, departe, da. da. Deci ți-ai pus un filtru sau faci o fotografie cu telefonul și nu ești mulțumit, pui un filtru <coughs> și s-a schimbat, nu contează că ai un coș, două, trei, ălea nu se mai văd. Da. Dar poate că uneori prejudecata funcționează așa și nu spre bine. Nu totdeauna funcționează spre bine. În sensul în care te, îmi zice cineva despre Cosmin că el face lucrurile așa și el răspunde într-un anumit fel. Uh -huh. Pentru că asta a, fost, asta a fost interacțiunea acelei persoane împreună cu tine și asta da. știe. Da. Și atunci eu pe baza acestei interacțiuni voi interacționa cu tine. Mi s-a întâmplat. Așa. Uh, acum mai mulți ani. Da. 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 Eram la școala de șoferi, era examenul condusul. Da. Prin în timp ce așteptam, începe să se voiască despre un anumit polițist care este cel mai rău dintre cei mai răi și dacă vei cădea cu el, cu siguranță că nu vei lua permisul. Sever, foarte rău. Am început și în mine să se simtă această teamă. Panică, da. Dacă vei cădea cu celălalt, ce bine o să fie că el îți dă permisul fără probleme. Deci cu cine am căzut. Cu cel mai rău. Cu cel mai rău. Și vreau să o spun că am picat. Sever, sever. Să, spun o sumă, să spunem, da, rău, mulțumesc. așa da. am, am, am picat testul. Mm -hmm. Și nu neapărat din pricina faptului că n-aș fi știut să conduc, ci din pricina faptului că mi era așa de teamă de el ca să nu greșesc încât am greșit, dacă nu auzea informația asta. Nu știu să spun, eu cred că poate, poate că nu mi-ar fi fost atâta teamă. Da, poate da. n-aș fi omorât motorul ăla de vă câteva ori când tremura <coughs> piciorul pe ambreiaj. Că am zis, vai, să nu care cumva, prin altă da, parte, da, să da. mă prindă, să mă vadă. Aș putea să-mi deci zice, prejudecata, aș prejudecata. Putea zice că am, că am avut prejudecată față da, de acel om. Da, mie mi se pare că uh, prejudecata ne încurcă mai mult. Adică o persoană, dacă îți spune, auzi, știi despre X, nu să n-ai de face cu, cu persoana respectivă, Dar, că. Știi cum e? Dacă persoana respectivă, dacă cel care îți spune, a avut o anumită experiență negativă. Cu, cu o altă persoană și ție îți spune auzi uhum. să n-ai de-a face, nu trebuie ca experiența pe care el a trăit-o să o trăiesc și eu. Sigur că da, asta nu înseamnă că voi, trăi și, voi trece și eu chiar pe acolo și voi avea exact același tratament. Exact. Deci, prin urmare, prejudecata cumva ne va pune niște piedici. Da. și s-ar putea să stea în, în fața unor oportunități care s-ar des, putea deschide pentru, pentru noi. Nu da. Nu mă duc să fac o tare lucru, nu mă duc să vorbesc cu tare persoană sau știu și eu exact, pentru da. că da. uite ce au pățit alții și atunci eu nu vreau să pățesc la fel. E drept că uneori se poate întâmpla chiar așa, se poate. dar se poate. de regulă prejudecata ne, ne, ne va face să... Ne va face să... și, și ne va opri din, din, din unor din interacțiunile dintre noi. Ne distorsionează vederea. Sigur că da. Sigur da. că da. Și apoi, pe lângă asta, ne creează, cum să spun eu, deja o cale bătătorită. Și dacă cineva doar s-apropie de calea aia, zice, aha! Gata! l-am descoperit. Da. Știi? Asta vrea să facă, asta vrea să spună, că eu deja știu dinainte, da, am drumul ăsta bătătorit, adică știu ce vrea și cum vrea. Da, și pe lângă asta, uneori, prejudecata ne mai spune și ne mai, cum să spun eu, ne mai face să credem că noi știm ceea ce gândește altă persoană sau noi știm ceea ce simte altă persoană, altă dinainte da. ca lucrurile să se întâmple. Da? Ceea, ce da. nu este ce nu este cazul da. real. Da. Sigur. cum poate să să ne. cum să zic eu? Cum poate lipsa de respect să afecteze relațiile cu ceilalți? Păi, de regulă, lipsa respectului creează conflicte. Noi vrem să fim respectați, cerem respect de la ceilalți. Așa nu este. știu dacă este cineva care zice, uite, domnule, pe mine nu mă interesează respectul. Bun dar vrei ca cineva să-ți răspundă frumos atunci când vorbești, vrei ca cineva să te aprecieze pentru un lucru sau pentru altul, are de-a face cu respectul lucrul acesta. Mă gândesc că dacă ești într-o funcție de răspundere, într-o funcție administrativă, ai vrea ca subordonații tăi să te respecte și astfel, prin respectul pe care ei ți-l ți oferă, da, poziția ta să fie consolidată. Dar atunci când nu sunt respectos, de cele mai multe ori... Se pot, da, se pot genera genera anumite conflicte, și uneori conflictele ajung atât de departe încât să genereze chiar și violență. Hmm. Lucrul ăsta se întâmplă tot din pricina lipsei de respect. Adică, dacă eu respect persoana cu care stau de vorbă sau cu care am de-a face, îi respect faptul că este o ființă umană. Exact. Nu-mi permit să pridic pumnul sau palma sau să fac ceva ce ți-ar compromite viața ta sau, știu și eu, integritatea fizică. Da, uh, violența uneori se naște din, din lucrul acesta. Uh, sunt multe domenii despre care am putea să vorbim. E violență în familie, din da. lipsa respectului. Exact. Uh, uneori este violență la școală. Da, uh -huh. cred, că, cred că locul în care se vede cel mai mult lipsa de respect este între colegii de la școală. Uh -huh. De multe ori eu am făcut, da, fel ca ceilalți, am făcut școala, unii dintre noi am fost în cele publice, da, nu în cele mm -hmm. private. Mm -hmm. Au colegii colegi între ei da. folosindu-și anumite porecle. Mm. Dacă îl întreb pe om dacă îi place porecla pe care o are, s-ar putea ca majoritatea să spună că nu. Și că nu și-ar dori. Și asta tot din lipsă de respect? Aș spune că da. Aș spune că da. Adică, când respecti pe cineva, da, nu vrei să-l denigrezi nu joc de el, nu râzi. Sigur că da, nu râzi, dar nu, nu, nu te pui tu pe o treaptă mai înaltă decât el. Știți, de fapt, aici putem să discutăm despre respect din punctul ăsta de vedere. Când omul este nerespectos, de multe ori se crede că este undeva mai sus decât celălalt și se uită de undeva de sus, se uită către A, respectivul jos ce domnule, eu sunt. Și atunci îi spui un nume, da, îi spui o poreclă care nu îi face cinste, nu îi face onoare. Pe lângă aceasta, da, îți vei arăta puterea fizică pe care o ai, nu? Deci, violență din punctul ăsta de vedere se va întâmpla la școală. Eu cele mai mari păruieli, acolo, la școală le-am văzut. Că, între pauze, între colegi, că ai zis că ai făcut, că te-ai dat la prietena, la prietenul, la aia, știu și eu, imediat încearcă să se rezolve această problemă, da? O... Cam asta aș putea să spun despre lucrul ăsta. Deci, dacă n-ar fi, sau dacă, dacă lips lipsește respectul, așa, atunci da. se nasc tot felul de, așa cum ai spus tu, Sigur de conflicte. Că da. Sigur că da. Conflicte uneori sunt, rămân doar la verbal, adică da? Da, deci doar da, spui da. niște cuvinte, dar, hai să fim sinceri, uneori anumite cuvinte pot să te doară mai mult decât, decât, decât dacă, dacă primești o corecție fizică. Mi-aduc aminte de copilăria mea. Hmm. Atunci când primeam o mustruluială, mustruluială, nu știu cum să-i spun, de la părinți, da? Și îmi explicau cât de multe lucruri fac ei pentru mine și cât de mult mă iubesc, și îmi dădeam seama de aspectul acesta în care eu, nu fiind un beneficiar atât de interesat de dragostea și de respectul lor, și pe partea aceasta, la eu nu ofeream înapoi răspunsul meritat, parcă aș fi preferat să facă ceva fizic și să decât... scăp decât să, țin, să fiu parte la predica asta. Deci ce vreau să zic asta? Uneori și cuvintele și cuvintele dor, uneori Așa și cuvintele este. au un impact poate uneori mai mare decât cele, decât știu și eu, violență sau decât anumite, anumite lucruri care se întâmplă din punct de vedere fizic. Acum la final, Adi, ce putem să facem practic ca de acum înainte ca mod de viață Așa. Să fie respectul. E bine, aș zice, în primul rând, trebuie să te respecti pe tine. Da. Adică trebuie să vezi care sunt punctele tale slabe, unde ești cel mai vulnerabil. Și încearcă, prima dată, acolo să rezolvi problema. Pentru că dacă atunci când ești găsit în, sau descoperit în momentele critice cu vulnerabilitățile la pământ, de cele mai multe ori vei încăuta să te protejezi și atunci când te cauți să te protejezi din frică, da, că anumite vulnerabilități ți-au fost arătate sau au fost, au fost puse la iveală, atunci de cele mai multe ori răspunsul este unul negativ, este unul din ură, din... Și riști să cazi în da, cealaltă... Sigur că da. Deci, în primul rând, încearcă să vezi ce cu tine. Încearcă să te respecti pe tine, încearcă să-ți rezolvi problema ta din punctul tău de vedere al vieții tale. Nu te pune în situațiile în care, așa cum ai amintit la începutul emisiunii, da, ești flămând, da. Ești însetat, ești obosit, ești ai alte stat, grăbit. Da, grăbit și ți se mai pune, nu mult, dar un cuvânt acolo, o cireașă după tort, cum se spune, și gata, a ieșit vulcanul la, la, la iveală. Deci încearcă să nu ajungi în contextul ăla și dacă cumva ajungi într-un astfel de context, încearcă să-ți dai seama că uneori răspundem sau un om îți răspunde dintr-o lipsă de respect, nu care ceva cu tine, și care și el probleme. Trăiește într-un anume sigur mod. Că da. Sigur că da, trăiește într-o anumită problemă și are și el problemele sale și uneori, nu întotdeauna reușește să pună punct la ele. Vă zic din viața mea personală, uneori da, mai am este. contexte tensionate. Uh, vin acasă tensionat. nevasta vede. Da. Și îmi zice soția mea: Ești supărat? <laughs> Pentru că vede felul în care răspund. Vede felul în care uneori, știi, poate mă comport și zice, Asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat ceva. Vedeți, nu întotdeauna sau poate nu toți reușim să trecem de la o stare la cealaltă. Fără probleme. Fără probleme, da. Știți, acum am fost tensionat, acum ajung acasă, am deschis ușa, nu știu și eu, am cuiat mașina, am intrat în, în casă și acum sunt alt om și mă comport bine cu soția sau cu copiii. Vedeți? Nu putem să facem lucrul ăsta, și pentru că nu putem să-l facem, cel mai bine este să cauți să nu te afli în aceste momente tensionate. Și dacă cumva ești, caută să răspunzi diferit. Pentru că soția, copiii nu merită da, ca ei să plătească da, consecința unor lucruri care s-au întâmplat precedent. Apropo de cazul de la început, da. Da? nu merită doamna aceea să primească o consecință pentru că eu sunt flământ. Mm -hmm. Nu este nu știu vina ei este. Sau pentru că, știu eu, vreau să-i răspund cu aceeași monedă Da, da, sigur că da Și atunci caut respect Caut să impun respect, adică prin ceea ce spun Prin ceea ce fac să fiu respectos Și mai e un aspect Nu știu dacă o să fiu vreodată tratat cu respect eu Dacă pe cei de lângă mine Nu-i tratez cu respect Sunt angajator Îmi chem mm -hmm. colegii Corect. la muncă și în este. weekend Și nu-i plătesc da. Stau, da. Îi le zic să stea o oră suplimentară și nu le ofer remunerații Din zilele de concediu încerc să iau cât de mult pot. Mă înțelegeți? Din punctul ăsta de vedere, de eu nu-i tratez pe ei cu respect. Deci, practic, se poate să trăi o viață cu respect ca mod de viață. Sigur că da, sigur că da. Să alegem, zic eu, ceea ce este mai bine pentru noi. Absolut. Mulțumesc, Adi, pentru prezența în emisiune, mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai spus și să ai parte și de oameni respectoși, și să dai respect mai departe. Mulțumesc tare mult și m-am bucurat să fim împreună. Și noi ne-am bucurat, mulțumim. Dragi prieteni, respectul e o alegere și merită să alegem într-un mod corect și merită să alegem să trăim o viață modelată de respect. Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi, mulțumim pentru că ne-ați urmărit, ne-ați ascultat. Mulțumesc colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba și ca de fiecare dată vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție în care să punem din nou în fața dumneavoastră subiecte practice, subiecte cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Nu uita, indiferent ce faci, merită să alegi corect. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!